A fost un an dificil și presat cu probleme. Care etapă ți-a pus cele mai multe bețe în roate? Păi cred că mi-am pus singur bețe în roate. Cred că majoritatea etapelor. Anul ăsta n-a fost un an foarte, foarte bun pentru noi. Având în vedere că anul trecut am terminat pe locul 2 în cupă, anul ăsta, oricum, atât anul trecut cât și anul ăsta mergem de plăcere, nu ne propunem mega rezultate sau... Important este să ne simțim bine, partenerii să aibă feedback-ul de care au nevoie și în rest, dacă există și performanță pe plan sportiv, e perfect. Te bucur că anul acesta ai rămas tot la Cupa Dacia? Nu știu ce să spun, da și nu. Mi-aș fi dorit să merg într-o clasă superioară, dar din păcate bugetul nu a fost pe măsură, în sensul că puteam să accedem la o clasă superioară, dar nu ne permitea să mergem la toate etapele. A fost un fel de compromis, să-i spunem, și drept feedback avem și rezultatele. La anul le puneți tot în Cupa Dacia? Nu, 100% nu. Îmi dați și un mesaj pentru fani? Păi, important e să fie pe probe, să ne susțină și să ne susțină pe toți participanții din campionat, pentru că fiecare sportiv face eforturi extraordinar de mari să participe la etapele din campionatul național, având în vedere condițiile economice actuale.